Am revenit în studio cu un alt subiect. Vă spuneam despre We Speak Code, care a fost o școală de vară, s-a încheiat de curând, mai exact ieri. Vom primi amănunte dinspre Maria Ciorba. Mă bucur să te am din nou alături, Maria. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Petru Ișvan. Bună seara. Radu Ticiu. Bună seara. Bine ați venit. Îmi pare foarte rău că nu avem mai multe locuri în platou, să fie adus și niște copii cu voi, dintre aceia multe zeci care au fost prezenți, dar vom vedea fotografii imediat. Maria, un alt proiect de succes, marca asociației pe care o coordonăm. Putem să spunem acum că s-a încheiat, că ne-a depășit așteptările și pot să spun de asemenea că se datorește în primul rând parteneriatelor pe care le-am stabilit încă din faza de planificare și am identificat, am descoperit niște parteneri foarte valoroși, aici vreau să amintesc în primul rând contribuția instituției prefectului, ne-au sprijinit de la bun început în acest proiect, mi s-a părut foarte bun și au vrut să fie alături de noi și ne-au creat legăturile cu Coder Dojo, reprezentată de Radu Ticiu aici, și cu Asociația Smart City, reprezentată de Petru Ișvan, de asemenea cu Liceul Grigore Moisil, Liceul de Informatică. Acolo s-au derulat foarte multe dintre ateliere pentru că ne-au oferit toate spațiile lor, 90 de calculatoare. Fiindcă vorbim despre introducere în programare, de fapt, fiindcă ați încercat voi să faceți, și copiii de la Info, așa știu eu, liceul de pe vremuri, erau foarte potriviți pentru... Erau foarte potriviți, chiar au fost mentori, mulți dintre ei. Trebuie să spun că aproximativ 80% dintre participanți au fost începători în domeniul programării și asta ne-am și dorit. A, și cumva cei de la Moisile au fost un soi de speaker, așa? I-au învățat pe colegii lor. Asistenți pentru mentorii adulți sau tineri care erau deja cu experiență, au fost alături de ei și au fost de mare ajutor. Câțiva dintre ei, de asemenea, au participat la un atelier. Petru, tu vii dinspre Asociația Smart City. Spune-mi ce ați făcut voi concret în cadrul acestui proiect. Eu, în cadrul proiectului, am fost mentor pentru cursul de Android și am lucrat timp de o săptămână cu o grupă de 10 elevi și am încercat să vedem o introducere, să primim cel puțin o privire din avion asupra ce... Întreabă după emisie? Ai program în seara asta? O să-ți fac eu program, stai și cu mine jumătate de oră să-mi explici una alta, fiindcă la cât sunt la tehnică nu o să pricep în veci. Trebuia să mă fi dus și eu la cursul ăsta, deși era foarte clar până în clasa 12-a, parcă. Dar ați fi omis faptul că am niște ani. Ok, ce am încercat de fapt este să le arătăm cum se programează un telefon, ca să spunem așa în mare, un telefon cu sistem de programare Android. Și mai mult de atât am încercat să lucrăm și la partea de motivație, să spunem, pentru că în 15 ore cât am avut la dispoziție în această săptămână, nu putem să facem experți pe copii. Nici nu cred că asta era ideea. Nici asta nu era ideea, dar am încercat, spre exemplu, în una din zile i-am dus la o firmă de IT din Timișoara, unde au luat contact cu mediul IT, au văzut cum lucrează oamenii, au avut șansa să le pună câteva întrebări oamenilor de acolo. Într-una din zile le-am adus un arhitect software cu care au stat de povești și au discutat și am încercat să le aprindem, ca să spun așa, scânteia pentru IT și să continue ei mai departe acasă munca în domeniu. Radu, rolul tău care a fost? Practic, Coder Dojo Timișoara a mobilizat o bună parte din mentorii săi. Vorbim de o inițiativă care funcționează deja de 2 ani și jumătate în Timișoara, care mobilizează săptămânal în jur de 100-120 de copii care învață programare. Sub supravegherea, îndrumarea, facilitarea unor profesioniști din industrie sau oameni care se pregătesc să devină specialiști, elevi sau studenți de foarte bună calitate. Și, practic, am furnizat, cum s-ar spune, experți în predarea programării și, practic, am propus și metodologia, să spunem, de lucru cu copiii. Cam asta s-a întâmplat în cadrul proiectului, Maria. Avem chiar acum fotografiile și îți mulțumesc pentru ele. Înțeleg că copiii au fost foarte interesați de tot ceea ce înseamnă programă. Da, copiii, dar și părinții.
Desigur că pentru vârstele mai mici, părinții au fost cei care i-au împins, dar după aceea emanau și ei aceeași bucurie pe care o citeam în ochii copiilor. Părinții au fost extrem de recunoscători pentru această oportunitate, iar copiii mai mari, mai ales cei care nu abuseseră până acum ocazia să beneficieze de un curs de programare, își doresc să continue. Cred că aceasta o să fie o dorință noastră a tuturor partenerilor, ca și pe viitor să derulăm astfel de proiecte. Eu văd aici în documentarea pe care mi-am făcut-o faptul că pruncii au învățat despre HTML, despre C++, au învățat să lucreze în Photoshop, algoritmică, adică au fost programe destul de complexe în care au fost introduși. Așa este. Propunerile au venit din partea noastră sfătuindu-ne cu Radu și cu Petru la început. Dar după aceea a fost opțiunea lor, practic. Eu am avut o listă de cursuri pentru care să opteze și în funcție de asta am și căutat mentorii potriviți. Am înțeles faptul că Comisia Europeană a lansat Săptămâna Europeană a Programării anul trecut și de aceea, într-un fel, v-ați raliat și voi întâmplării acestea. Da, chiar acum 2 ani și în 2013 au fost cam 300 de evenimente la nivelul Uniunii Europene. În 2014 s-au înmulțit exponențial, au fost 1500 de astfel de evenimente. Și pentru că această săptămână a programării este în octombrie, în mod tradițional, timp în care copiii sunt la școală, noi am dorit să le dăm un timp în timpul vacanței, când nu au alte obligații și chiar putem o săptămână întreagă să ne ocupăm de ei. Și am vrea ca și anul viitor, tot în timpul verii, să derulăm o școală de vară de programare. Până la urmă, e important și faptul că le deschideți apetitul spre acest domeniu, pentru, după știința mea, în continuare, sunt foarte multe locuri de muncă la nivel european în domeniul IT și poate se vor îndrepta înspre facultăți de profi. Sunt un număr mare de locuri de muncă și este totodată un deficit pe sectorul IT. În continuare e deficit? Este un deficit și deficitul este în continuă creștere. Estimările toate spun că vor fi nevoie de mult mai mulți programatori decât sunt capabile universitățile să scoată absolvenți. Și din acest motiv e bine, zic eu, să începem cât mai repede cu programarea și e bine să găsim și programe alternative. Nu să așteptăm neapărat după universități să scoată candidați, când sunt atâtea metode și toate informațiile sunt la dispoziția noastră, tot ce trebuie să facem este să fim deschiși și să încercăm să învățăm. Și este un domeniu în continuare la fel de bine plătit, Radu? Este un domeniu din ce în ce mai bine plătit. Salariile în domeniul IT cresc vizibil, atractivitatea domeniului din această perspectivă, dar și din perspectiva dinamicii și a, până la urmă, a posibilității de a lucra în medii extrem de spectaculoase, dar și flexibile. Foarte mulți programatori lucrează deja o zi, două pe săptămână de acasă sau de unde își doresc ei. Fac din acest domeniu un domeniu foarte, foarte atractiv în continuare. Adică se poate trăi în Hawaii pe bani foarte mulți, munci vreo 2-3 zile pe săptămână? Da, dar oamenii ăștia sunt oameni pasionați de muncă, nu vor reduce partea de muncă la 2 zile pentru a se distra 5. Vedem asta de la mentorii noștri. Sunt oameni care muncesc 5 zile pe săptămână în firmele lor și aleg să își petreacă în Coder Dojo sâmbetele lucrând 3 ore, 6 ore cu acești copii extrem de motivanți, extrem de dornici de a învăța, extrem de rapizi în a învăța și extrem de creativi în același timp. Și atunci, Maria, vă propuneți să continuați acest proiect și în vacanțele următoare? Acesta este unul din lucrurile pe care deja l-am afirmat. În același timp aș vrea să subliniez că există țări în Uniunea Europeană în care programarea ca materie de studiu este introdusă în școli de la vârste foarte, foarte timpurii. În Marea Britanie de la 5 ani, în Estonia de la 6 ani, da? Cu cât coborâm mai mult vârsta copiilor care se apropie de programare, cu atât vom fi mai capabili să răspundem nevoilor societății informatizate și tot mai informatizate pe care o vom trăi cu toții. Deci asta e conform principiului că dacă oricum stau cu ochii în gadget, urmă măcar să o facă cu un folos.
Din contră, pentru că e discutabil dacă e bine ori ba, știi? Am zice că e un limbaj, e o formă de exprimare. Trebuie să devenim mai digitali în gândire. Trebuie să ne formăm un nou mod de a vorbi. De aceea am și spus proiectului nostru We Speak Code. Pentru că învățăm să gândim, să găsim soluții, învățăm să defalcăm niște task-uri în subsarcini, astfel că cu cât începem mai devreme să învățăm programarea, cu atât devenim mai naturali în a ne exprima în limbajul acesta digital. În limbajul acela, da. În schimb, să mă iert că spun, dar am foarte mari îndoieli apropo de faptul că mai comunicăm productiv și în limbajul acesta propriu. Pe de altă parte, mai verbalizăm la fel de mult. Te-am văzut deja că eu sunt legată, adică da, ești legată de device-ul tău care are nevoie de programatori. În același timp, am vrea să știm cum este vremea, știu eu, în Hawaii, atunci când mergem în concediu, trebuie să se proceseze niște cantități enorme de date. Necesitatea e evidentă. Eu aveam îndoieli vis-a-vis de faptul că pruncii atât de mici încep în țările despre care vorbeai să facă programul. Încep cu lucruri foarte simple, de exemplu, cum să implementeze un program pe telefonul mobil, așa, sau cum să facă niște mici programe, sau cum să își dea seama ce se întâmplă cu un program, deci care sunt output-urile unui program. Sunt lucruri, poate nouă ni se par complicate, dar dacă le învață jucându-se, asta este cheia, poate. Deci nu că ni se par complicate, da. Copilul meu de 6 ani, vreau să vă spun că știe mult mai bine decât mine să-și folosească tablet. Până și telefonul meu îl utilizează cu mult mai mult talent decât am să o fac eu vreodată. Adică e o necesitate până la urmă și trebuie să ne raliem ei, Radu. Practic devine o parte a vieții celor care, știu, înainte de a păși, învață să swipe pe device-uri mobile. Ceea ce încercăm noi să facem e să le creăm copiilor cu care lucrăm, pe lângă oportunitatea de a învăța să programeze, tot soiul de alte aspecte colaterale, să învețe să comunice, să învețe să lucreze în echipă, să prezinte, să aplaude și să fie aplaudați pentru progresul lor. Adică îi învățați o sură de retorică acolo, trebuie să și prezinte ceea ce lucrează. Absolut. Suntem ca nație de multe ori capabili să creăm lucruri foarte bune, dar să nu, fără a fi capabili să le, eu știu, prezentăm, să le transmitem, să le valorizăm. Și atunci dacă de mici învață să identifice puncte tari, să le accentueze, să știe să ocolească, eu știu, aspectele mai puțin grozave dintr-un produs. Cred că... Petru, îți formează mintea a faptul că înveți de mici programele? Absolut, cu asta se începe, de fapt, programarea întotdeauna, cu partea de logică și, să spunem, structuri matematice și gândire algoritmică. Da? Învățăm să luăm lucruri comune din viața de zi cu zi, să le transpunem într-un algoritm. Să identificăm un pattern, un mecanism prin care putem replica de fiecare dată același comportament. Asta este baza și cu asta se începe întotdeauna și pe urmă se trece la lucruri mai complicate, la limbaje de programare, la tehnologii, sisteme de operare și mai departe. Dacă succes a avut ediția asta, teama mea că va trebui să măriți numărul participanților. Deci, nu știu, poate în sala funcțională a Consiliului Județean, spre exemplu, ați putea să aveți activitățile în vacanța următoare. Problema ar fi cu calculatoarele, pentru că acum am putut să oferim calculatoarele Liceului de Informatică. De aceea trebuie să ne identificăm niște parteneri care să poată oferi calculatoare participanților. Am avut și noi laptopurile fundației pe care le-am pus la dispoziție la sediul nostru, dar sunt mulți copii care încă nu au propriile laptopuri, de aceea trebuie neapărat să găsim parteneri care au deja laboratoare de informatică. Despre fundația Student Plus, eu am încredere că dacă voi v-ați propus să faceți asta, se va întâmpla cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați fost alături.
Și Maria, dacă mai aveți evenimente despre care gândiți că e bine să se știe, oricând sunteți bineveniți. Cu mare drag, știi că venim cu mare drag. Mulțumim. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați fost alături. Noi ne revedem săptămâna viitoare, abia. Până atunci vă doresc multe zile și ceasuri culturale, fiindcă se întâmplă lucruri de bine pe plan artistic și cultural în Timișoara și în rest, așa, în regiunea pe care acoperim noi în Banat. Toate bune, la revedere!